Elevii gălățeni au avut parte de emoții a începutului de an școlar de două ori, o dată în septembrie, iar o dată în octombrie, la deschiderea noului an al Școlii de Arte din cadrul Centrului Cultural Dunărea de Jos. Astăzi pentru noi este o zi foarte importantă pentru că primim în casa noastră un număr atât de mare de elevi. Este o zi despre emoție și despre artiști. Este ziua în care vă întâlniți cu cei 19 profesori ai Școlii de Arte care pe parcursul anului școlar 2016-2017 vor fi alături de dumneavoastră în această călătorie, frumoasă călătorie a sufletului și a minții. În cadrul Școlii de Arte se predau 16 discipline, printre care se numără orgă electronică, pian, chitară clasică, percuție, acordeon, vioară, canto, muzică ușoară, canto, muzică populară, pictură, grafică, artă decorativă, design, grafică, artă fotografică, actorie, teorie și solfegii, balet, inițiere, folclor și instrumente de suflat. Cursurile durează între 2 și 5 ani în funcție de profilul ales, iar la sfârșitul cursului se susține un examen de diplomă în fața unei comisii formată din specialiști în domeniu. Diploma de absolvent a Școlii de Arte este recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și oferă posesorului posibilitatea de a fi angajat în instituții din domeniul artei și culturii.